Imagini de coșmar la turceni în satul Sumaidane. Gospodăriile oamenilor au fost îngropate sub stratul de cenușă și mâl. La vale, nu poți să intri la vale. Da, e nămol peste tot, cenușă. E nămol peste tot. Uite, mergeți să vă uitați la noi, la mine în curte aici, prima casă. Sunt și case inundate? Da, da, da. E cenușa până la tavan. Și aici mai la vale e cenușa razan cu gardul. Ajunge cenușa până sus la fereastră. E foarte mare, nici nu se poate băga acolo la vale, e apă cu nămol cu tot. Și aici a fost, uitați și dumneavoastră cum a fost. Și de aici se poate scoate, dar acolo nici atât, niciun caz nu se poate. Și casa dumneavoastră cum e? Casa mea aici e, dar uitați cât a scos muncitorii. La mine s-a scos ce și ce, dar să filmați acolo exact cum a fost acolo, așa e, a fost și aici. Oamenii sunt disperați că au rămas fără case chiar în pragul iernii și cu atât mai mult în prag de sărbători. Munca de o viață a dispărut în câteva zile. Nu putem să mai stăm aici, că suntem în pericol mereu. Spune că la orice oră poate să spargă altă conductă și să ne inunde până sus. Noi cerem să ne mute de aici, cu toate că ne pare rău. Că am muncit o viață întreagă și uitați în ce situație am ajuns. Muncă și tot ni s-a spart. Legumea, cultura ce am avut-o pe anul ăsta. Păi noapte ce să... Noaptea să umbli și prin pita mai cenușă, mormant de cenușă. Nu aveam ce să mă facem. De Crăciun, practic, ați rămas și am rămas. Să vede. Nu avem... Nu avem încotro, nu avem la ce să strigăm. Acolo mele sunt pe tarlan, vale, pe... Cu ce mai trăiește femeia aia? Când o veni acum așa, gardul îi se duce, casa se duce și aia. Unde se duce? Și spun că ce că aia e casă, pe așa cum era bietă femeie. Ea era mulțumită și pe ce avea, acum unde se duce? O să ne cineva. Păi 70 și ceva de ani, aproape 80 de ani, cât? 78 de ani, eu zic. E spital la turceni. Au dus-o la spital, că au dus-o la hotel și n-avea ce să mănânce. Acolo mâncare în spital. Îi dă acolo ce eu da să mănânce. Prezent în mijlocul celor afectați, directorul termocentralei turceni i-a asigurat pe oameni că nu vor fi abandonați. Acesta le-a explicat celor afectați că vor fi despăgubiți după efectuarea constatărilor. Dânsul este cel mai afectat, practic. E casa cea mai afectată și nu a pătruns, dar curtea e plină de cenușă. Deci, în primul rând, o să înlăturăm în întregime cenușa care s-a depus. O să facem toate reparațiile și la case și la gospodării, toate reparațiile care se impun și o să despăgubim pe fiecare cetățean în parte cu ceea ce rezultă din expertiza care este în curs. Situația a scăpat de sub control la sfârșitul săptămânii trecute. Deși au intervenit la repararea conductei sparte, lucrătorii nu au reușit remedierea situației, iar apa cu cenușă a invadat 9 gospodării, transformându-se în mâl.